Salut! Sunt șef Florin Dintrescu, bine ai venit în bucătăria. Astăzi vreau să-ți arăt una dintre cele mai interesante rețete pe care știu să le gătesc. Una dintre preferatele mele este o rețetă foarte ieftină, o rețetă accesibilă tuturor. Și anume ficat de vită. Și avem ficat de vită, raza tigaie cu sos de ceapă în vin roșu, îmi plouă în gură deja, și o garnitură de legume rădăcinoase la cuptor. Ficatul de vită este unul dintre acele ingrediente care nu doar că are un cost destul de accesibil, dar este și unul dintre cele mai nutritive ingrediente. Iar pentru a-l prepara, este nevoie de foarte puțin timp. Astfel că nu economisim doar din bugetul familiei, reducând costurile, dar economisim și timp. Începem cu ceea ce durează mai mult să se gătească, și anume cu legumele rădăcinoase, pe care le avem aici în față. Și avem sfeclă, avem morcov, ceapă și păstârnac. Așa, le tăiem. La tăietură puteți să fiți creativi, puteți să le tăiați cum vă vine, cum preferați. Ceapă o să o lăsăm tăiată 4. Morcovii, ca să se gătească, să-i tăiem la 45 de grade, nu foarte groși, nici foarte subțiri. Păstârnacul la fel. Iar sfecla o tăiem la final. Pentru gust, sare, piper, ulei de măsline. Ca și condimente, puteți să veniți să folosiți puțin cimbru, puțin chimen, usturoi dacă vreți, să punem rămurică de cimbru, 2 căței de usturoi doar, puțin zgârciți. De ceva să lăsați fecla la final, murdărește. Cuptorul este deja pregătit, avem 185 de grade, funcția preparate congelate, ceea ce face cuptorul să funcționeze cu toate sursele de căldură. Și jos, și ventilație, cât și grill. Bun, băgăm la cuptor. Vrem legumele la cuptor la 185 de grade. Cât se coc ele, mergem înainte cu ficatul. Aici avem ficatul de vită, la care vă rog, îndepărtați membrana cu degetele. Mergeți pe dedesubt, tăiați steak-uri groase de maxim 2 cm. Să vedeți la acest wok. Se încing foarte bine și pereții. Punem lingură de unt, puțin ulei de măsline, pezăm ficatul, condimente. Avem puțin chimen, sare, piper, întoarceți ficatul, asta mai este o ramură de cimbru, 3 căței de usturoi zdrobiți. Ficatul de vită poate fi gătit precum și mușchiul de vită, în sânge mediu sau bine făcut. Atâta timp cât ficatul este proaspăt și foarte sănătos, dar și foarte gustos. Ceapă, Julie! Pentru a scoate amăreala, copiți cu oțet. Iar asta îl ajută să îndulcească un pic. Scoatem ficatul din tigaie și punem ceapa. Adăugăm o bucură de unt. Puțin ulei de măsline, bio dacă aveți, puteți să o gătiți pe pereții wok-ului. Momentul acesta este încins perfect până sus. Adăugăm o lingură de zahăr, ceea ce ne ajută să grăbim puțin procesul de caramelizare. Iar acum, vin roșu, Cabernet Sauvignon, sec. Și lăsăm să reducă alcoolul. Se gătească. Avantajul în momentul în care gătiți o frită pe inducție este că puteți curăța în timp ce gătiți, efectiv, pentru că nu e încinsă. Punem untul și oprim. Sosul nostru este gata. Este fix ce are nevoie ficatul de vită. Perfecțiune. Trebuie doar să-l montăm împreună cu legumele. Șezăm prima oară ficatul pe farfurie, după care sos de ceapă, mult sos de ceapă și legumele. Avem ceapa, specla. Este o rețetă foarte simplă,
pe care o putem integra chiar și la zona healthy. Puțin ce. Nimic mai mult? Rețeta de bistro? Bună de servit lângă un pahar de vin roșu. Vă urez spor la gătit și poftă bună!